Ceramica este o stare foarte specială. Ea este pământ, apă, aer, foc. Ceea ce fac eu aici este ca un vis care se arde la temperatură înaltă. Voința de a da o libertate cât mai mare formei, care poate fi artă în cea mai abstractă esență a ei. Ești mai mult spirit decât materie. Între spirit și materie o găsim pe Maria Cioată, artistul care transformă ceramica, lutul, în obiecte însuflețite ce se desprind de lumesc și tind către spiritual. Lucru cu pământul este o stare tainică, specială, care are o încărcătură spirituală. Trebuie să fii într-un continuu dialog cu materialul, care îți permite sau nu să intervii asupra lui. Dacă pui bucata de pământ amorf pe roata olarului, ea prinde viață, prinde energie, prinde un suflu, că putem deveni aproape orice. Lucrează nu doar cu materia fizică, ci și cu sufletul, cu spiritul, al său sau al materiei, creând lucrări ce transmit idei, ce se cer înțelese, nu doar privite. Omul în general nu este obișnuit să privească golul, dar prin lucrările pe care le-am realizat, eu fac o astfel de invitație, pentru că și golul, la rândul lui, dezvoltă o altă lucrare. Îmi place ca lucrările pe care le fac să aibă o poveste. Practic, trebuie să simți forma, iar prin ceea ce am făcut, am dorit să dau o forță interioară, o stare de spirit. Poveștile pe care le conturează în ceramică Maria Cioată au profunde trimiteri spirituale. Această căutare în sine și în materie, acest joc al luminii și întunericului, al golului și plinului, fac din lucrările sale nu doar obiecte decorative, chiar dacă sunt spectaculoase, ci o materializare a unor credințe, un ecou al gândurilor, al amintirilor sale, căi ale sufletului. Femeile, în momentul în care țes ea, ele rostesc o serie de incantații, de rugăciuni care vizează legătura cu divinitatea. Și una dintre rugăciuni este: cămașa ta, mântuieteorile, o văd împodobită și haine n-am să intru în trânsa, luminează-mi haina sufletului meu, dătătorule de viață, și mântuiește-mă. Practic, prin aceste rugăciuni, consider că ea deja devine ca un scut al sufletului. Această viziune nouă, puternic încărcată simbolic, i-a adus în 2017 premiul Lorenzo il Magnifico la Florența, iar în 2018 premiul Tribut lui Tiziano la Veneția, dar și o recunoaștere incontestabilă în plan artistic internațional. Există Dumnezeu în tot și în toate. Și dacă lucrezi cu pasiune și cu credință, și lucrarea are o încărcătură spirituală care îți conferă bucurie.